Pacienții cu boli de inimă, neurologice sau cancer reclamă faptul că nu mai găsesc medicamentele vitale în farmacii. De altfel, datele oficiale plasează medicamentele în topul scumpirilor alături de detergenți și vacanțe. Noile taxe aduse de 2024 au mărit iarăși inflația. Șeful regionalei Vamale, București și patru funcționari au fost arestați pentru mită. Ar fi luat 10.000 de euro de la oameni de afaceri, spun anchetatorii. Și de ziua îndrăgostiților, numeroase cupluri au făcut cu un unia civilă, ori au spus da, de probă pentru o zi. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Mulțumesc, Cosmin, iar un preot din satul mare a fost arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual doi băieți minori. Dar dreptul halucinant este că totul s-ar fi petrecut chiar în timp ce parohul purta haine bisericești. Episcopia Maramureșului și Satmarului l-a suspendat pe preot de la slujbe pe durata anchetei și a anunțat că acesta riscă să fie caterisit dacă se va dovedi vinovat. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Preotul acuzat de agresiune sexuală este potrivit episcopiei Maramureșului Augustin Dorel Silaghi, patron al parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Satu Mare. Procurorii au identificat două victime ale lui, doi băieți care s-au plâns părinților că acesta s-a apropiat nefiresc de mult de ei, contrar învățăturilor pe care le propovăduia în biserică. Acuzarea se avizează exclusiv o anumită atingere de câteva secunde într-o anumită zonă peste haine. Preotul i-ar fi atins în zone nepotrivite pe cei doi minori chiar în interiorul bisericii, iar după aceste gesturi ar fi urmat și o serie de propuneri. Faptele, spun procurorii, s-au întâmplat anul trecut și anul acesta. Imediat după ce au fost reclamate, preotul paroh Augustin Dorel Silaghi a fost reținut și ulterior un judecător a aprobat cererea de al aresta preventiv. Cu regret am aflat de faptul că se află în arestul poliției, a transmis episcopia Maramureșului într-un comunicat în care se precizează și că, din momentul intrării în cler, preotul Augustin Dorel Silaghi nu a avut niciun fel de abatere disciplinară sau morală, dând dovadă de seriozitate. El a fost suspendat de la slujire și pus la dispoziția consistorului cu propunerea de catehitire, în momentul în care se va ști exact uh, rezultatul anchetei. Preotul Augustin Dorel Silaghi de la parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din satul mare sluja în bisericile episcopiei Maramureșului de 33 de ani. Arestarea lui pentru agresiune sexuală asupra unui minor i-a șocat pe enoriaș, mai ales că îl știau nu doar ca paroh, ci și ca tată are copii mari și eu am zis că nu se poate, nu e adevărat. Păcat. Dacă e adevărat. În biserică unde preotul Augustin Dorel Silaghi era paroh, slujbele sunt ținute acum de un coleg. Contactat telefonic acesta a spus că nu știa absolut nimic despre acuzațiile aduse parohului. Incident șocant și în curtea unei case din capitală. În urmă cu puțin timp, un bărbat în vârstă de 64 de ani a aruncat cu un lichid inflamabil pe el și două femei. Una dintre ele, fosta lui parteneră, care l-a dat afară din casă după ce s-au despărțit. Toți au suferit arsuri grave. Atenție urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Lavinia Petra este la fața locului. Bună seara, Lavinia! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. În aceste momente, polițiștii și procurorii criminaliști desfășoară cercetarea la fața locului pe strada Eternității, în curtea în care s-a produs autoincendierea. Un martor ne povestit cum l-a văzut pe bărbatul de 64 de ani venind la casa în care a locuit timp de 4 ani, cu un bidon cel mai probabil cu benzină pe care uh, l-a aruncat a stropit cu conținutul acestui bidon atât pe el, cât și pe fosta lui parteneră după care a dat foc. A fost rănită și mama femeii uh, în vârstă de 80 de ani care a încercat să stingă focul care îi cuprinsese pe cei doi. Bărbatul a fost ex extrem de grav rănit, a suferit arsuri pe 90% din suprafața corpului, iar fost a iubit, a suferit arsuri în zona capului și a membrelor. Imediat aici, la fața locului, a fost o întreagă desfășurare de forță, au venit mai multe ambulanțe și le-au acordat îngrijiri pacienților, iar bărbatul a fost intubat chiar în interiorul ambulanței pentru că starea lui este extrem de gravă. Vecinii ne-au povestit că sunt șocați de cele întâmplate, știu că cei doi aveau probleme, iar că bărbatul în ultima lună fusese izgonit din această casă, însă tot venea și le amenința pe cele două femei că va da foc casei. Nimeni însă nu s-a gândit că își va și pune în aplicare planul. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Mulțumesc, Lavinia! Primele orele suplimentare și bonusurile primite de angajați vor conta la stabilirea pensiei. Ce punctaj poate obține o persoană aflați de la președintele casei de pensii? Mii de medicamente au dispărut din farmacii și doar cei cu bani își permit să le cumpere din străinătate, reclamă pacienții cu boli de inimă, neurologice sau cancer. Situația este critică, însă autoritățile nu reușesc să găsească o soluție. Specialiștii de la Banca Mondială le recomandă să schimbe politica de prețuri. 734 de medicamente sunt notificate în acest moment ca fiind lipsă în farmacii pe site-ul Agenției Naționale de Profil, din motive comerciale sau din motive de fabricație când ești exclusiv dependent de importuri, nu vei deveni niciodată o prioritate pentru a avea stocuri decât dacă plătești mai mult decât celălalt. Lipsa medicamentelor este un cumul de mai mulți factori. În primul rând, prețul. Noi plătim cel mai mic preț din Europa pentru tot ceea ce înseamnă medicamente. Și atunci producătorii ne aduc cantități mici sau deloc. În același timp este vorba și de o distribuție inechitabilă între țările Uniunii Europene. Dar pe listă găsim și producția. Sunt situații în care cererea este prea mare și fabricantul nu face față numărului de comenzi. Dar și aprovizionarea medicamentele sunt în depozite, dar spitalele și farmaciile nu le cer la timp. Se adaugă evident și comerțul intracomunitar. Medicamentele ajung în România, dar nu și la pacienții de la noi pentru că sunt vândute în străinătate cu prețuri mai mari. Stocurile nejustificate de tratamente în anumite sezoane duc de asemenea la apariția problemelor. Comisia Europeană a făcut o listă de 200 de medicamente critice care nu ar trebui să lipsească din nicio țară europeană. Lista va fi adaptată de fiecare stat în funcție de nevoi până la finalul anului lucrurile trebuie privite pe clase de medicamente, pe criticitatea fiecărei clase de medicamente, avem sau nu avem alternativă terapeutică. Una dintre cele mai importante soluții ar fi încurajarea producției interne de medicamente. Pentru a stabili o politică realistă a prețurilor, România lucrează cu specialiști de la Banca Mondială, iar noile tarife ar trebui să se aplice de anul viitor. Între timp, pacienții care au nevoie de tratamentele cumpără uneori de peste hotare, dar costă foarte mult. Nu este o soluție, mai ales pentru cei care nu au posibilități financiare să-și cumpere din propriul buzunar, dar asta este nevoie ca ele să găsească în România, să fie rambursate și să poată să fie ridicate pe prescripție. În anumite condiții, pacienții pot cere decontarea tratamentelor de la statul român chiar dacă ele au fost cumpărate din străinătate. Orele suplimentare, primele în bani sau cel de-al 13-lea salariu vor fi luate în calcul la stabilirea pensiei. Oficialii de la Casa de Pensii au terminat normele de aplicare pentru noua lege care ar urma să intre în vigoare din toamnă. Autoritățile trebuie să pună la punct și sistemul informatic pentru recalcularea tuturor pensiilor. Până acum au fost introduse în sistemul electronic peste 95% din dosarele celor aproape 5 milioane de pensionari. Cu o formulă nouă de calcul, autoritățile promit că vor elimina toate diferențele care există în prezent între pensionari. Potrivit noi legi, pensia se va calcula prin înmulțirea punctului de referință în valoare de 81 de lei cu numărul total de puncte realizat de salariat. Asta înseamnă cotele de contribuții plătite către bugetul de asigurări sociale la care se adaugă sporuri sau orele suplimentare. Vorbim de acele sporuri care nu au un caracter permanent. S-au acordat sporadic, și aici mă refer în principal la acordul global, care era o formă de remunerare înainte de 1989, mă refer la al 13-lea salariu. Mai mult se vor acorda puncte în plus pentru persoanele care depășesc stagiul de cotizare de 25 de ani, 0,5 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani, 0,75 de puncte pentru fiecare an peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an peste 35 de ani. De exemplu, acest pensionar care a lucrat 37 de ani și 7 luni în industria textilă va primi pentru 12 ani de muncă peste stagiul de cotizare 8,8 puncte. Numărul de puncte ar urma să-i aducă din septembrie o pensie mai mare. Potrivit calculelor, de la o pensie de 2569 de lei, cât are acum, ar urma să primească de la 1 septembrie în jur de 3800 de lei. Pentru moment, autoritățile de la Casa de Pensii cunosc veniturile brute ale tuturor angajaților începând cu aprilie 2001, adică salariile de bază, bonusurile sau primele pe care angajatorii sunt obligați să le transmită lunar către ANAF. Cei până în 2001, acele sporuri sunt suplimentari față de salariul de bază pe care noi deja îl avem. Ele se pot aduce de la angajatorii unde fiecare uh, și-a desfășurat activitatea. În situațiile excepționale în care s-a pierdut carnetul de muncă sau angajatorul nu mai există, legea prevede că datele vor fi preluate din arhiva electronică a caselor de pensii. Recalcularea programată în septembrie ar urma să aibă un impact de aproximativ 10 miliarde de lei, susțin oficialii de la Ministerul Muncii. Nu există modificări față de legislația din prezent pentru pensia de urmaș sau pentru cea de invaliditate, însă schimbări apar la pensia anticipată unde autoritățile au scăzut penalizările pentru cei care vor să să iasă mai rapid din câmpul muncii. Potrivit legii, o persoană poate cere pensie anticipată dacă a depășit stagiul minim de cotizare și dacă mai are cel mult 5 ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Florentina Vălășoiu, ProTV. După ce prețurile s-au mai potolit anul trecut, majorările de taxe de la începutul lui 2024 au dus la o nouă creștere a inflației. Astfel, produsele și serviciile s-au scumpit în medie cu 7,4% în ianuarie comparativ cu aceeași lună anului trecut. Alimentele nu mai sunt de această dată în topul scumpirilor detronate de detergenți, medicamente și vacanțe. Colega mea Ștefana Todică vine cu toate datele. Bun găsit, pentru prima dată în ultimele 12 luni, inflația a înregistrat din nou o creștere. Principalul motiv, noul pachet de măsuri fiscale cu creșteri de taxe și accize pentru diferite categorii de produse și servicii, spun specialiștii. După ce scăzuse constant de la 15% acum un an până la 6,6% în decembrie, iată că în ianuarie a urcat din nou la 7,4%, arată Institutul Național de Statistică. Alimentele nu au mai înregistrat însă scumpiri atât de mari ca în trecut. Vedem prețuri mai mari la peștele proaspăt cu peste 14%, berea s-a scumpit față de anul trecut cu 13%, fructele proaspete și carnea sunt de asemenea în topul scumpirilor. Sunt însă și ieftiniri în general la produsele de bază care au și prețul plafonat. Uleiul care se scumpise foarte mult are acum un preț mai mic cu 28% și aproape la fel de mult s-au ieftinit făina și mălaiul. În schimb, s-au scumpit mai mult serviciile și mărfurile ne alimentare. Serviciile poștale, detergenții au prețuri mai mari cu peste 20%, biletele de avion și medicamentele sunt mai scumpe față de acum un an cu peste 15% și de asemenea s-au scumpit și mesele la restaurant și cazările la hotel. Aceste date oficiale arată care este scumpirea medie pentru diferite categorii, însă nu toată lumea a simțit la fel creșterile de prețuri. Prețurile produselor de lux au înregistrat creșteri mai mari decât prețurile la produsele de bază, ceea ce face ca cei care sunt relativ mai bogați în societatea românească să plătească mai mult pentru produsele pe care le achiziționează, iar cei care se bazează cu salarii mici, care se bazează pe produsele de bază, probabil au simțit ceva mai puțin în ultima perioadă această creștere a prețurilor. Economiștii cred însă că după această creștere inflația va fi în scădere în următoarele luni. Cu alte cuvinte, prețurile vor crește din ce în ce mai puțin. Pe de altă parte, consumul a scăzut anul trecut, astfel că avansul economic a fost de doar 2% potrivit datelor INSE. Creșterea a fost bazată pe investiții. Șeful regionalei Vamale București și patru funcționari din cadrul autorității Vamale au fost arestați în urmă cu puțin timp pentru luare de mită. Procurorii DNA spun că suspecții au primit de la mai mulți oameni de afaceri străini 10.000 de euro în bani sau produse contrafăcute. Procurorii de DNA spun că doar în cazul lui Paul Petrov, directorul regionalei Vamale București, Mita se ridică la peste 50.000 de euro. Banii au fost pretinși unui om de afaceri, căruia Petrov i-a promis că îl scapă de plata unor accize la produse din alcool și tutun. Pe lângă acești bani, anchetatorii spun că directorul a cerut și alte foloase necuvenite. Potrivit procurorilor anticorupție, Petrov intenționa să folosească cei 50.000 de euro ca avans pentru achiziția unui apartament. În declarația de avere a trecut că deține împreună cu soția trei apartamente, o casă și mai multe terenuri în București, Dâmbovița și Constanța. Alături de Paul Petrov, procurorii DNA l-au reținut și pe Stamatescu Răzvan, șef de birou în cadrul autorității Vamale Române. Acesta este acuzat că i-a promis unui om de afaceri străin care aducea în țară bunuri contrafăcute că îl scapă de controlele polițiștilor de frontieră. În schimb, trebuia să primească 10.000 de dolari. Cei doi șefi mai sunt acuzați de procurori că pe 10 ianuarie anul acesta au stricat o anchetă a polițiștilor de la Direcția pentru Investigarea Criminalității Economice, mai exact că l-au avertizat pe un om de afaceri că este urmărit de polițiști și i-au arătat acestuia ce documente au cerut anchetatorii direcției. De fapte de corupție mai sunt acuzați cinci funcționari vamali din București. Anchetatorii îi acuză că au luat mită de la mai mulți oameni de afaceri din Capitală și Ilfov, care comercializau produse contrafăcute. Ca să nu-i dea pe mâna poliției, suspecții ar fi primit peste 60.000 de lei, 11.500 de dolari și 600 de euro, plus 400 de perechi de ghete sport și 1.000 de parfumuri contrafăcute. Întorsătură neașteptată în ancheta morții fetiței de 9 ani din Galați, ucisă în bătaie de mama ei în urmă cu două săptămâni. După ce mama a fost arestată, unchiul și mătușa copilei sunt și ei cercetați. Potrivit procurorilor, mama fetiței ucise suferă de o formă de retard mental moderat. În urmă cu un an, când autoritățile au fost sesizate de grădiniță că fetița și surorile ei sunt agresate, s-au făcut anchete la domiciliu. Unchiul și mătușa, care locuiau în același apartament, și-au luat angajamentul că vor avea grijă de ele. Însă nu l-au respectat, iar acum sunt cercetați sub control judiciar pentru complicitate la omor și rele tratamente aplicate minorului. Peste 40% dintre oameni își găsesc partenerul de viață la serviciu și tot acolo l-au cunoscut pe cel cu care și-au înșelat jumătatea. Detalii interesante de ziua iubirii, imediat! În ciuda preocupărilor și a declarațiilor ecologiste, românii, la fel ca restul europenilor, își cumpără mașini tot mai mari și preferă SUV-urile. Federația Europeană pentru Transport și Mediu spune că ne-au rămas mici parcările pentru că lățimea media autoturismelor a ajuns să depășească 180 de centimetri. Proiectate după regulile în vigoare, aceste locuri de parcare sunt imposibil de folosit de un proprietar de SUV. Legea spune că spațiile destinate staționării mașinilor trebuie să aibă între 2,2 și 2,3 metri în funcție de unghiul în care trebuie așezat vehiculul. Chiar și în situația în care șoferul parchează corect pe un astfel de loc un SUV, îi este greu să iasă din mașină. Lățimea mașinii este de 2,10 m, iar asta înseamnă că mai rămân teoretic 10 cm pe partea șoferului, astfel încât să poată deschide ușa fără probleme. În ultimele două decenii, autoturismele au câștigat câte o jumătate de centimetru pe an în lățime, iar tendința continuă atrage atenția Federația Europeană pentru Transport și Mediu. Cele mai mari mașini au ajuns să măsoare 2,2 metri, cu tot cu oglinzile retrovizoare. Și cu lungimea e o problemă. Asta e dovada că locul de parcare chiar a rămas mic pentru această mașină cu o lungime de 6 metri. Așa că șoferul s-a văzut nevoit să parcheze pe trotuar. De multe ori am găsit și mașina lovită. Mașina e și nouă și sunt mai atentă. E și un pic mai mare decât ce am avut înainte. La ploiești, autoritățile locale au decis să redeseneze unele spații de parcare pentru a le face mai încăpătoare. Acum au o lățime de 2,5, ceea ce permite un spațiu mult mai mare de mișcare. Dar nici așa nu este bine pentru că au rămas mai puține. E foarte greu, e peste tot uh, un deficit mare de locuri de parcare. La nivelul Uniunii Europene există o reglementare care limitează lățimea vehiculelor la 255 de centimetri, dar a fost adoptată cu gândul la dimensiunea autobuzelor și a camioanelor, spune Federația de Transport și Mediu. Organizația cere revizuirea legislației astfel încât să existe limite și în ceea ce privește autoturismele. Șapte săli de sport world class au fost închise temporar în urma unor controle făcute de ANPC. Inspectorii au verificat 19 săli și au dat amenzi în valoare de 116.500 de lei și un avertisment. Totodată au oprit temporar comercializarea unor suplimente alimentare și produse textile neconforme. Autoritățile vorbesc despre nereguli precum folosirea unei saune fără buton de panică, utilizarea unor scări instabile de acces în piscină, pereți și tavan cu exfolier de vopsea și prezența mucegaiului în cabinele de duș. Potrivit reprezentanților companiei world class, colaborează cu autoritățile pentru a remedia neregulile. Pentru că timpul costă bani, tot mai mulți români cu posibilități financiare pleacă în călătorii de afaceri ori în vacanțe cu avioane private. Avantajul că nu mai stau la coadă vine cu un preț pe măsură. Un zbor pentru o insulă grecească, de exemplu, poate ajunge la 15.000 de euro pentru șase persoane. Singura grijă pe care o au românii care închiriază un avion este să se prezinte la aeroport. Un astfel de zbor pornește de la 5.000 de euro și poate ajunge la 150.000 de euro în funcție de destinație și de numărul de locuri din avion. De exemplu, șase persoane care vor să zboare până în Miconos pe timp de vară vor plăti pentru o cursă dus-întors aproximativ 15.000 de euro scutesc timp, deoarece se prezintă din scurt la aeroport, formalitățile de check-in sunt mult mai rapide și zborul niciodată nu are întârziere. Cele mai căutate destinații pe vară sunt Miconos și Nisa, pentru coasta de azur, iar pe timp de iarnă vorbim de city break-uri scurte, cum ar fi la Istanbul, la Roma, la Paris sau chiar în Atena. Anul trecut, cererea pentru zborurile private a crescut cu 17% pentru destinațiile externe, aproape jumătate dintre cei care pleacă la întâlniri de afaceri rămân apoi câteva zile în vacanță. Mai există o categorie de români care preferă să călătorească cu avionul privat. Este vorba de cei care, în urma unor cursuri, devin piloți și preferă să închirieze un avion cu două, patru sau șase locuri pe care să-l piloteze și astfel acumulează ore de zbor. De asemenea, pentru ei vacanța începe în momentul decolării. Costin are 43 de ani și de 5 ani este pilot. De atunci merge în vacanțe cu un avion privat și-a programat următoarea vacanță în luna iunie în Suedia. Am ales Suedia pentru că este un zbor și peste, peste apă foarte lung, ceea ce e o experiență în plus pentru mine. Facem o mică vacanță, o săptămână de, de, zbor și bere. În primul rând este experiența zborului, efectiv de ajunge până la destinație, dar și acolo când după ce ajungi, o zi, două, stai să te relaxezi, să te bucuri de loc, să vizitezi lumea așa, că e un prieten, te o prietenă, Familie. Prețurile pentru închirierea unui astfel de avion pornesc de la 150 de euro pe oră și pot ajunge la 500 de euro, în funcție de model și numărul de pasageri. Legea care le permite românilor să angajeze menajere, bone, grădinari sau șoferi nu se poate aplica deși a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Platforma electronică unde ar trebui înregistrați atât beneficiarii activităților gospodărești, cât și cei care șoferă forța de muncă, este încă în teste. Ministerul Muncii recunoaște că a încheiat contractul pentru realizarea aplicației cu 8 luni întârziere. Teoretic, legea vizează fiscalizarea muncii prestate ocazional în casele românilor, curățenia, gătitul, grădinăritul, îngrijirea copiilor sau a persoanelor vârstnice. De cele mai multe ori, aceste servicii sunt oferite la negru, iar plățile se fac în numerar. Cum am doi copii, m-ar ajuta foarte mult să uh, angajez pe cineva să-mi facă curățenie în casă. Beneficiarii ar trebui să poată cumpăra tichete de la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau prin intermediul unei platforme electronice. Valoarea unui tichet este de 15 lei. Ar plăti cu aceste tichete prestatorul ales după suma la care s-au înțeles. Acesta nu poate fi membru al familiei și trebuie să aibă peste 16 ani iar cel care primește etichetele cere banii pe ele de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Din suma obținută îi se rețin însă 10% impozit pe venit și contribuția la pensie. În practică însă, lucrurile se complică. Atât beneficiarii cât și prestatorii trebuie înregistrați într-o platformă electronică. De funcționare ei depind și tichetele tipărite, pentru că seria lor este generată de această aplicație care deocamdată nu este gata. Procedurile de licitație s-au împins foarte mult. Realizarea caietului de sarcini a durat ceva abia în septembrie 2023 a fost desemnat câștigătorul licitației cu o întârziere de aproximativ 8 luni. Legea mai prevede și că tichetele de activități casnice pot fi acordate de firme ca beneficiu salarial. În esență, mi se pare o idee bună. Orice plus este binevenit și, într-adevăr, da, menaj pe curățenie, E drept că mulți români nu doresc să fie plătiți cu tichete în urma cărora activitatea lor să fie fiscalizată. Din comoditate, mai bine plătesc acum și am scăpat. Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă spun că puțini au venit să se intereseze de tichetele pentru prestatorii casnici. În fiecare an, pe 14 februarie, dragostea ne mărește ritmul inimii. Este ziua în care îndrăgostiții își declară în mod special iubirea, iar florile, bomboanele și gesturile romantice fac parte din decor. În sectorul 3, de pildă, cuplurile au ocazia să se căsătorească de probă sau chiar serios. La târgul îndrăgostiților de la Hala la Minor, zeci de cupluri așteptau cu emoție să spună da de Sfântul Valentin. De bună voie și nesili de nimeni. Din căsătorie pe cetățenia Goxel a Ișegiul, da. vă declar căsătoriți. Vă puteți săruta soția. Pe măsură ce cuplurile semnau actele oficiale, sala vibra de bucurie și emoții. Vom rămâne împreună până la deși bătrâneți. Multă dragoste și înțelegere și respect. Se <laughs> serios. <laughs> Eu sunt sub caică. Fix acum un an am primit inelul și am zis să fie o zi de o să într-adevăr. Oh. Da, am emoții. Am emoții, da. Și iubirea multă. Da. Eu o iubesc foarte mult. De altfel, cupluri de toate vârstele și-au sărbătorit iubirea. Nu suntem de mult, noi suntem și el văd și eu văd și suntem de un an de zile, dar ne potrivim la expresii, la vorbe, la plimbări, la dans. Nu i-am spus chiar te iubesc, în schimb i-am spus țin la tine, te stimez, te respect. Te iubesc. Și eu te iubesc, ce frumos! No. Pupic! <laughs> și de cât timp sunteți împreună? De... Trei ani jumătate. Da. De Valentine's Day eu n-am relație, dar am o fată așa cu care încerc eu ceva, o combinație, și sper să ieșim așa la un suc, să ne cunoaștem, să avansăm. Pe de altă parte, ziua Sfântului Valentin s-a transformat dintr-o sărbătoare modestă într-un fenomen comercial global. Magazinele sunt pline de produse specifice sărbătorii cu mult timp înainte, iar florăriile au creșteri semnificative în această perioadă. De pildă, una dintre cele mai mari florării înregistrează în aceste zile vânzări și de 10 ori mai mari decât într-o perioadă obișnuită. De altfel, îndrăgostiții au cheltuit mai mult pe cadouri decât în alți ani. Potrivit Institutului Național de Statistică, trandafirii s-au scumpit în medie cu peste 10%, bomboanele de ciocolată cu 17%, o masă la restaurant cu 14% și o cameră de hotel cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Banii nu aduc fericirea, dar o întrețin, mai ales în cazul vieții de cuplu. Cel puțin asta ne arată un studiu recent care a scos la iveală faptul că situația financiară reprezintă cel mai frecvent motiv de ceartă într-o relație. În plus, unul din cinci români consideră că zestrea este importantă. Specialiștii spun că pe lângă respect, iubire și înțelegere pentru o viață liniștită în doi, un cuplu are nevoie de o situație materială bună. Certuri din cauza banilor au fost... În prima mea căsătorie, da. Cu el, nu. <laughs> De multe ori spunem că banii nu aduc fericirea, însă, în realitate, pare că o întrețin. Un studiu recent ne arată că în cuplu cele mai multe certuri sunt din cauza banilor. În același timp, 50% dintre femei cred că bărbatul trebuie să plătească la prima întâlnire, indiferent de context, iar situația lui financiară să fie una mai bună decât a femeii. Cine trebuie să aibă mai mult? Băiatul. De ce? Păi acum nu știu ce să zic, pentru că tot așa poate afecta relația în timp, dacă, adică nu mai are el încredere suficientă în el. Am primit develăntăinți de aceste floricele de la iubitul meu. <laughs> este nevoie ca partenerul să aibă bani? Nu, atâta timp cât te simți bine alături de el. Certuri din cauza banilor au apărut vreodată? Nu, nu suntem părinții no, noștri. No. România au anumite traume cu banii din cauza comunismului, care se duc până la copii și mai departe, poate. În urmă cu câteva decenii, zestrea era importantă pentru tinerii căsătoriți. Multe relații erau condiționate de averea partenerilor. Acum doar unul din cinci români mai consideră zestrea importantă pentru o relație stabilă. Zestra? Fiecare cu ce are câți dintre noi sau câte dintre noi astăzi mai avem o zestre sau câte eu pentru fica mea n-am pregătit o zestre, dar fetele nu se puteau căsători fără o zestre. Psihologii confirmă că în cabinete cuplurile care se prezintă au probleme mai ales din cauza banilor. O familie care este la început de cele mai multe ori are dificultăți foarte mari în a avea un fond de rezervă, de multe ori apar tensiuni, discuții și vedem adevărate rupturi în cuplu, tocmai datorită aspectelor financiare. 80% dintre cupluri au un buget comun, ceea ce ne arată un nivel mai mare de încredere. Totuși, educația financiară este încă moderată, doar 46% dintre români caută informații financiare ca să își poată administra mai bine banii. Rămânem la subiect și vorbim despre relațiile amoroase la locul de muncă. Potrivit unui sondaj internațional realizat de Forbes, 43% dintre oameni se căsătoresc cu un coleg sau un fost coleg. Studiul mai arată însă că aproape tot atâția și-au înșelat la un moment dat partenerul cu cineva tot de la serviciu. Fenomenul este atât de extins când marile companii au creat un cod de conduită. Mihaela și-a întâlnit sufletul pereche la muncă. Lucrează la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, unde și Răzvan, alesul ei, este pompier. Mariajul lor rezistă de 13 ani. Dimineața când ele trebuie să iasă din tură, eu atunci vin la muncă și mă așteaptă de deseori cu o cafea dimineața. Și acest lucru face foarte mult. Acasă vă dați seama că inevitabil vorbim și de partea cu munca. Pe de altă parte, relațiile amoroase la locul de muncă sunt des întâlnite, chiar dacă în multe cazuri partenerii încearcă să păstreze discreția. Există însă și situații când lucrurile sunt evidente, cum li s-a întâmplat unor tineri care lucrau într-un restaurant. Le-am atras atenția de câteva ori pentru că pur și simplu se opreau cu tăvile mâi și se sărătau în mijlocul trotuarului. Potrivit unui sondaj internațional realizat de Forbes, 43% dintre adulți s-au căsătorit cu un om care le-a fost cel puțin temporar coleg. Iar 40% dintre participanți au recunoscut că au avut o aventură la serviciu. Cei implicați în relații amoroase la muncă recunosc că acest fapt le-a afectat într-o oarecare măsură viața profesională. Dacă se ivesc conflicte sau animozități între cei doi, acest lucru poate să influențeze felul în care ei se comportă la locul de muncă și implicit și performanțele acolo. Companiile au încercat să creeze o serie de reguli pentru asemenea situații. În primul rând, recomandă ca partenerii să raporteze relația către superiorul direct sau departamentul de resurse umane, apoi le cer să nu-și împărtășească informații sensibile. Un exemplu ar fi când unul dintre parteneri este poate managerul financiar, care poate să-i aducă la cunoștință celuilalt despre practicile salariale din departamentul unde lucrează atunci clar aceste informații pot genera o stare conflictuală în acel departament. Marile firme impun ca între parteneri să nu existe o subordonare directă la serviciu. Armata Ucrainei a reușit să scufunde o navă militară rusească în valoare de 17 milioane de dolari. Revenim cu detalii imediat. Trei cetățeni asiatici sequestrați într-un apartament din Brașov au fost eliberați de polițiștii bucureșteni. Erau ținuți acolo de doi pakistanezi care cereau de la rude câte 10.000 de euro pentru fiecare ca să nu-i ucidă. Una dintre rude a anunțat însă poliția, în răpitorii au fost prinși în mai puțin de 24 de ore. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Mașina celor doi suspecți, ambii de origine pakistaneză, a fost blocată în trafic în zona localității Timișul de Sus, din județul Brașov. Pe bancheta din spate se aflau doi cetățeni asiatici, un pakistanez și un indian, pe care primii indivizi îi ținuseră statici timp de trei zile într-un apartament din Brașov. Intră, iese foarte respectuos, dar că ce activitate au asta n-am știut. Acum a spus că a sequestrat. Era plină de poliție, a venit, a urcat sus, Suspecții au pretins drept răscumpărare de la rudele victimelor câte 10.000 de euro. Două persoane chiar au apucat să trimită câte 500 de lei și 500 de euro. O rudă a mers însă la poliție. Suspecții l-au sunat cu apel video pe unchiul unuia dintre bărbații sechestrați. Indivizii purtau măști și îl băteau pe nepotul lui. Pentru că nu se afla în țară, bărbatul apelat de răpitori a rugat o cunoștință să vină la secția 24 de poliție din București ca să declare incidentul. Un alt bărbat a reușit să evadeze din apartamentul în care era ținut captiv cu câteva ore înainte ca poliția să descindă acolo. A fi ieșit pe geam și a coborât de la etajul 4 pe o țeavă de scurgere a apei. Din nefericire nu a cerut ajutorul poliției, iar oamenii legii nu știu unde este acum ajuns acești trei, aceste trei victime în legătură cu cei doi? Da, prin mica publicitate și relaționarea cu alții cetățeni de aceeași cetățenie în căutarea unui loc de muncă. Suspecții de 24 și 37 de ani sunt cercetați pentru șantaj și lipsire de libertate. Valorile de căldură și schimbările climatice influențează și sănătatea publică. Potrivit primului studiu realizat de cercetătorii de la Administrația Națională de Meteorologie, a crescut mortalitatea în sezonul cald în rândul celor care suferă de boli cardiace și pulmonare, iar Bucureștiul este una dintre capitalele europene cele mai periculoase din acest punct de vedere pentru persoanele vârstnice, după Paris, Amsterdam și Roma. Studiul a fost făcut pe o perioadă de 20 de ani, din 1999 până în 2019. Cercetătorii de la Administrația Națională de Meteorologie au combinat date legate de evoluția temperaturilor în timpul verii cu informații de la Institutul Național de Sănătate Publică privind bolnavii de boli cronice cardiovasculare și pulmonare. Din cauza verilor cu temperaturi greu de suportat și cu un indice de confort crescut, datele în ceea ce privește mortalitatea în rândul persoanelor vârstnice s-au schimbat. Pe măsură ce avem temperaturi din ce în ce mai mari, iarna și din ce în ce mai mari și vara, se deplasează acest maxim de mortalitate din iarnă și crește foarte mult mortalitatea legată de temperaturile ridicate. Potrivit studiului, femeile sunt mai sensibile și mai expuse riscului să moară din cauza caniculei decât bărbații. În București, estimările mortalității la femei sunt cu 100% mai mari decât în mediul rural, în timp ce la bărbați sunt cu aproximativ 66% mai mari din cauza poluării, a clădirilor de beton și a lipsei spațiului verde. Și medicii confirmă că în ultimii ani prezența la camera de gardă este semnificativ mai mare în perioada verii din cauza temperaturilor mari. Pot să apară variații de tensiune. Scăderea tensiunii, pentru că scade volemia, scade volumul de sânge circulant, putem să avem ca efect paradoxal și hipertensiune. Cercetătorii sunt de părere că valurile de căldură afectează și sănătatea mentală. Creșterea ratei sinuciderilor, de exemplu. Sunt studii care leagă creșterea ratei sinuciderilor de mai multe valuri de căldură. Astfel de măsurătorii s-au făcut și în alte state, în Franța, de exemplu, anul trecut au murit aproximativ 600 de persoane din cauza căldurii, iar acum autoritățile se tem de un eventual val de caniculă în timpul Olimpiadei. Un tânăr din Ucraina care primise ordin de incorporare a fost găsit mort în munții Maramureșului după ce a trecut granița în România. Salvamontiști au pornit inițial în căutarea altui ucrainean de 22 de ani, fugit și el de armată. Ulterior, echipajele l-au găsit pe cel căutat împreună cu un prieten. Amândoi erau uzi și nemâncați. Au spus că celălalt ucrainean care mersese cu ei se pierduse pe drum. A fost găsit la câțiva kilometri de în înghețat de frig. Potrivit directorului Salvamont Maramureș, toate indiciile arată că prietenii săi l-au abandonat acolo fără niciun ajutor. Între timp, forțele armate ucrainene au revendicat cu fundarea unei importante nave militare a Rusiei lângă coasta Crimeei, peninsula ocupată de ruși. Vasul în valoare de 17 milioane de dolari a fost lovit cu dronele navale. Pe de altă parte, președintele Joe Biden a criticat dur comentariile la adresa NATO făcute de Donald Trump, pe care l-a catalogat drept idioate, jignitoare și antiamericane. Direcția de informații a Ucrainei a difuzat o înregistrare video care arată cum o importantă navă rusească de desant a fost lovită cu valuri de drone navale în Marea Neagră, în apropierea coastei sudice a peninsulei Crimeei, nu departe de orașul Ialta. De remarcat că nava a fost lovită în aceea zi în care acum 81 de ani murea ofițerul sovietic al cărui nume îl poartă, Cezar Kunikov, căzut în luptă în al doilea război mondial. Grava variată, nava a început să se scufunde. Au apărut și filmări cu o coloană de fum care se ridica deasupra mării, în timp ce elicoptere rusești survolau zona. Însă, în ciuda acestei reușite, admite Chievul, situația pe front, mai ales în est, este delicată la aproape 2 ani de când a început războiul cu Rusia. Potrivit serviciilor de informații norvegiene, trupele rusești sunt pe cale să preia inițiativa pentru că au reușit să aducă permanent efective însemnate pe front și beneficiază de ajutoare militare din Corea de Nord și din China. În schimb, marea problemă pentru Ucraina este diminuarea sprijinului militar internațional, mai ales ajutorul de 60 de miliarde de dolari de la Washington, care este suspendat. Proiectul de lege tocmai a fost adoptat de Senat, dar se confruntă cu o furtună politică în Camera Reprezentanților, unde Republicanii au majoritatea. Pledând pentru un vot favorabil, președintele Joe Biden l-a atacat pe Donald Trump după comentariile șocante, când a spus că ar încuraja Rusia să atace orice membru NATO care nu își îndeplinește cota de cheltuieli în domeniul apărării. Can No other president in our history has ever bowed down to a Russian dictator. Well, let me say this as clearly as I can. I never will. For God's sake, it's dumb. It's shameful. It's dangerous. It's un American. Biden a declarat că declarația irresponsabilă a lui Trump subliniază urgența adoptării pachetului de ajutor militar extern, care include pe lângă cele 60 de miliarde de dolari destinate Ucrainei, încă 35 de miliarde pentru Israel și Taiwan. Dar liderul republican al Camerei Inferioare a Congresului, un aliat al lui Trump, a anunțat că proiectul nu va fi examinat în forma actuală. NATO, expanded it. We can't walk away now. That's what Putin's betting on. He's he just flatly said that. Supporting this bill is standing up to Putin. Opposing it is playing into Putin's hands. Afirmațiile lui Donald Trump au generat o undă de șoc pe continentul nostru și tot mai multe țări europene din NATO înțeleg că trebuie să se bazeze mai mult pe propriile mijloace pentru apărare. This year I expect 18 allies to spend 2% of the GDP on defense. Dezastru în Turcia, Salvatorii caută pe cei 9 mineri blocați într-o mină de aur din cauza unei uriașe alunecări de teren. 10 milioane de metri cub de pământ au luat-o la vale. Patru persoane, inclusiv managerul minei, au fost arestate. Pe de altă parte, s-au produs inundații serioase în Antalya și în mai multe localități din sud-vestul Turciei după o furtună violentă cu ploi torențiale. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care pământul începe să se miște și se împrăștie în valea unde se află exploatarea minieră în Anatolia, regiunea din estul Turciei. 400 de salvatori au fost mobilizați în speranța că îi pot aduce la suprafață teferii pe minerii prinși în subteran. Această mină de aur a ajuns în atenția presei și în 2022, după o scurgere periculoasă de ceanuri, care sunt folosite la exploatarea zăcămintelor aurifere. Activitatea minieră a fost suspendată, dar compania a reluat lucrările la scurt timp după ce a plătit o amendă, iar autoritățile nu au luat în seamă apelurile repetate pentru închiderea minei. În altă parte a Turciei, ploile torențiale au provocat viituri periculoase care au luat pe sus mașini și au transformat șoselele în râuri navalnice. În orașul Antalya, un bărbat a murit înnecat în mașina blocată într-un pasaj subteran inundat. Mai multe școli din cartierele afectate de viituri au suspendat cursurile și numeroase locuințe au fost inundate. Potrivit presei turce, într-un district din Antalya, precipitațiile care au căzut în 24 de ore au totalizat mai mult de 280 de litri pe metru pătrat. Activiștii de mediu și-au făcut un obicei din a vandaliza opere de artă faimoase pentru a atrage atenția. Doi tineri au intrat ieri în galeriile ofizii din Florența ca vizitatori, însă au mers țintă la opera lui Botticelli, nașterea lui Venus, și au lipit pe sticla de protecție fotografii cu urmările inundațiilor de anul trecut din regiunea Toscana, în semn de protest împotriva lipsei de acțiune a guvernului italian în fața problemelor climatice. Conducerea muzeului a golit sala și cei doi activiști au fost reținuți. Potrivit unei legi aprobate recent, cei care comit asemenea fapte riscă să stea șase luni după gratii. Imaginile au fost îndepărtate de pe sticlă fără a lăsa urme, iar sala a redeschisă publicului. Imagini emoționante au fost surprinse în timpul inundațiilor de la Orăștie. Pompierii din Hunedoare au reușit să salveze un cățel luat de apele care au distrus gospodăria stăpânilor lui. Bietul animal s-a agățat de o bucată de gard și a rămas pe o insuliță în mijlocul viiturii. Proprietarul lui Rex a sunat la 112 și a cerut ajutor, iar pompierii s-au folosit de o scară pentru ca unul dintre ei să ajungă la câinele speriat. În cele din urmă, Rex a fost luat în brațe și a ajuns cu bine la mal, unde l-a aștepta stăpânul îngrijorat.